prin credință și răbdare, David a învins pe Goliat. Prin credință și răbdare, biruim încercarea, biruim ispita. Prin credință și răbdare, primim propășire și înaintare. Nu este o problemă, răbdarea vine atunci când suntem în încercare. Și în felul acesta Dumnezeu ne îndolește și dă formă vasului după planurile pe care El le-a făcut. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze strângerea noastră din dimineața aceasta. Să binecuvinteze pe cei mici, pe cei mai mari, pe cei mai vârstă, pe cei tineri, fiecare suflet din locul acesta. Am simțit și simt prezența Domnului în locul acesta și mulțumesc Domnului. Și Dumnezeu ne dovedește încă o dată, cuvântul Lui este viu și lucrător și este da, amin. Spune că nu mulțime aduce biruința. Dacă doi se vor voi și vor cere un lucru după voia lui Dumnezeu, îl va primi. Doamne, mărește-ne astăzi credința în lucrul acesta, pentru că este un lucru cerut după voia Ta. Doamne, pune în inimile noastre dragostea Ta, pentru că este un lucru după voia Ta. Doamne, pune în noi statornicie, să rămânem statornici în tale, să nu ne abatem de la cuvânt și de la adevăr. Doamne, dă-ne putere să facem voia Ta în toate lucrurile și să rămânem credincioși, smeriți la lucrurile mici. Pentru că cel ce va rămâne credincios și va fi credincios peste lucrurile mici, va fi pus și peste lucrurile mari. Doamne, dă-ne putere și înțelepciune. Îi mulțumim Domnului pentru acest har, această dimineață binecuvântată, în care am putut să ne adunăm în locul acesta, prin mila, prin îndurarea Lui, ne adună și ne strânge. Toată slava, toată cinstea, toată gloria este a Lui. Și îi se cuvine și trebuie să-i dăm Lui toată cinstea noastră, să fie smerenia, ascultarea și supunerea. Și în felul acesta Dumnezeu va da propășire. Nu știu cât măsura de credință a fiecăruia dintre noi, dar eu știu ceea ce cred și cred din toată inima și mă încred în cuvântul lui Dumnezeu și în făgăduințele pe care le face Dumnezeu în locul acesta. Se vedea în altarul din locul acesta, atât de frumos a fost dres și spărturile, atât de frumos au fost acoperite, că nu se cunoșteau, a fost parte vreodată. Dumnezeu are putere. Aleluia. Dumnezeu lucrează. Dacă noi ne lăsăm prelucrați în brațul Lui și cuvântul spune, fiți lucrători împreună cu Cel ce este viu și veșnic. Să fim lucrători împreună cu Hristos. Suntem neputincioși. Suntem de multe ori prea slabi. La orice vânt, la orice val, ne clătinăm. Dumnezeu dă și încercarea, dar tot El dă și biruința. Pregătește și scăparea. De multe ori rășmașul ne întinde lațuri. Și ne prinde lațurile Lui pentru că nu veghem. De multe ori Dumnezeu privește spre mine, spre tine, ne vede sproviți, lovit de valurile acestei lungi. Stăm cu capul plecați și simțim de multe ori că viața se scurge din noi, că nu mai avem putere. Și te întreb și mă întreb, Doamne, cât trebuie să mai rămân? Doamne, cât trebuie să mai rezist? Doamne, când vei veni? Doamne, când îți vei întinde mâna? Doamne, când mă vei izbăvi? Cel rău de multe ori ne amăgește și ne fură pacea. Fraților, și vă spun din propria mea experiență, am avut multe lucruri care au adus tulburare în viața mea decât sunt pe cale, dar în ultima vreme a fost zdrobit și zdruncinat și măcinat de niște gânduri. Cu puține zile în urmă, Dumnezeu mi-a dat o biruință, o biruință mare. Au fost lucrări, au fost descoperiri, chiar prin fratele Oti, am avut la fratele Daniel în casă la Ciupac și a zis, zice, scurtă este vremea și îți voi da o mare biruință pe Doamne, mă mântesc. Domnul ce vorbește, plinește. De multe ori, în încercare și în zbuciu, am privit în cuvântul lui Dumnezeu și am găsit și cuvântul Domnului ne spune, omule, mâna mea este prea scurtă să te izbăvească din încercare. Am uitat că El este acela care de fiecare dată când l-am chemat, a venit și s-a oprit în dreptul nostru.
Am uitat de fiecare dată când l-am chemat cu lacrimi pe obraz. S-a coborât și a cercetat inimile noastre și ne-a dat mângâiet. Am uitat că El este Cel ce scoate din lațul Bucătorului. Am uitat că El este Cel ce face punte peste prăvastie și ne trece pe brațul Lui. Am uitat că El este Cel ce coboară și mângâie inima zdrobită și pune propte și ne întărește. Am uitat că Lui este toată puterea în cerul și pe pământ. Ne uităm la valul care se ridică împotriva noastră. Ne uităm la mărimea Lui. Ne uităm la vântul puternic care bate, dar nu ne uităm la mărimea Lui Dumnezeu. De multe ori spune că ne credem în El, dar nu ne credem. Și căutăm alinare, căutăm mântuire, căutăm ajutor și sprijin la oameni. Doamne, ajută-ne să venim la Tine prima dată. Dacă Dumnezeu hotărăște să lucreze prin mâna omului, ne va izbăvi prin mâna omului. Dar ajutorul care trebuie căutat este la Domnul. Prima dată să apelăm la Domnul. N-am găduit mai mult și nu găduie mai mult decât este hotărât de El. N-a dat niciodată o încercare mai mare peste putere decât peste puterile noastre. Încrede-te în El. Încrede-te în El și nu vei da greș. Chiar dacă te va îngădui, chiar dacă vei pierde, chiar dacă vei fi bajocorit, chiar dacă vei fi arătat cu degetul, va veni o zi când se va urmări dreptul tău și dreptul meu. Îți va sterge lacrimi, îți va lua povara, te va ridica pe brațul Lui și îți va spune, sunt cu tine, nu te teme. A Lui este toată puterea cerului și pe pământ. Știm că dacă ne credem în El, nu ne va lăsa. Știm că dacă ne punem toată nădejdea în El, El va fi cu noi și vom fi biruitori. Spune cuvântul Lui Dumnezeu, în lumea aceasta veți avea necazuri, dar îndrăzniți pentru că am biruit lumea. Nu putem să trecem altfel în lumea aceasta. Nu putem să nu fim încercați, nu putem, pentru că în firea noastră, în trupul acesta, este multă întinăciune, este multă mizerie, este multă zbură care trebuie curățită. Și aceasta nu se poate decât prin cuptor și prin focul Lui Sfânt. Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt, așa zice Domnul. O, dacă am înțelege cât de scurtă este vremea, cât de aproape este ziua aceea, când vei sta înaintea Lui și vei da socoteală pentru faptele tale, pentru vorbele tale, cât de scurtă este vremea și cât de aproape este ziua aceea, când te va întreba ce ai făcut cu viața ta, pentru ce ai alergat. O, bună-te de noi, Doamne! Dă-ne putere, Doamne, să fim vegheatori, să fim treji. Alergăm cu atâta patrimă pentru lucrurile acestea pământești și trecătoare. Muncești 40 de ani, 50 de ani pentru o pensie. Ce faci pentru viața veșnică? Ce faci pentru veșnicie? Că există o veșnicie dincolo de moarte. Nu s-a terminat. Sunt două locuri, două destinații. Pentru care alegi? Pentru care alegi? Pentru care lupți? O, Doamne, dă-ne lumină. Dacă vrăjmașul a venit și te-a văgit astăzi și ai păcătuit și ai greșit înaintea Lui, cereți iertare. Căiește-te de răul pe care l-ai făcut și apropie-te de Dumnezeu, El are putere să ierte. Amin. Ne-a primit de atâtea ori, am greșit de atâtea ori, ne-a ridicat și ne-a mânduiat de atâtea ori. Puneți nădejdea în El și încredere că El este Cel ce dă viața veșnică. Dacă vei face lucrul acesta, dacă vei face lucrul acesta, nu vei da greș. Doamne, conștientizează-ne că suntem praf, țărână și trecător. Doamne, dă-ne înțelepciune să prețuim vremea aceasta, o vreme binecuvântată, în care putem să ne adunăm, în care putem să deschidem inimile înaintea Domnului, să strigăm. Doamne, dă-ne înțelepciune. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. De multe ori plâng și spui că nimeni nu te înțelege. Nimeni nu cunoaște starea ta. Este unul care cunoaște. Pot să-ți spun cu toată certitudinea, toată încrederea. Este Domnul Cel ce cunoaște gândurile tale, povara ta, întristarea ta. De multe ori copilul nu poate să spune părintelui unele lucruri. Dar pune-te pe genunchi și stai.
de vorbă cu Domnul. Chiamă-L în rugăciune cum nu l-ai chemat. Chiamă-L în rugăciune cu lacrimi fierbinți și vei primi mântuire. Vei primi răspuns atunci când este nevoie de răspunsul acesta. Vei primi ridicare când este nevoie de ridicare. Mâna Domnului nu este prea scurtă și n-am târziat niciodată. N-a venit prea devreme sau prea târziu. La momentul hotărât, când ai spus că ești pe marginea prăpastiei, când n-ai văzut nicio scăpare, când n-ai mai văzut lumină, atunci a întins mâna și te-ai izbăvit. Am văzut lucrul acesta și am văzut mâna Domnului la lucru. Nu vreau să mă mai iau după povești. Nu vreau să trăiesc în amăgire și minciună. Vreau să mă pocăiesc. Și vreau să deschid inima înaintea Domnului și să fac ceea ce este bine și plăcut Lui. De multe ori ne lăsăm amăgiți și spunem, e bine și așa. Nu e bine, fraților. Trebuie să facem voia Domnului. Trebuie să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Trebuie să trăim după Cuvântul lui Dumnezeu. Vai de cei ce spune, din locul acesta mă vorbesc Cuvântul lui Dumnezeu și nu-L trăiesc. Vai de cei ce dau învățături și nu trăiesc după ele. Zic la Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere, să ne dea lumină și pricepere să înțelege. Nu este de joacă. Avem de-a face cu Dumnezeu viu, avem de-a face cu Stăpânul Universului. El poruncește și ceea ce poruncește ea ființă. Este stăpân și peste boală. Este stăpân și peste binecuvântare. Știm că în mâna Lui sunt toate lucrurile. Dacă te încrezi în El, abandonează-te cu totul în brațul Lui și nu vei da greș. El va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Este o făgăduință pe care L-a dat-o. A lăsat Mântuitorul, a lăsat Duhul Sfânt în inimile noastre, în viețile noastre. Domnul ne cheamă la pocăință. Domnul ne cheamă să călcăm pe urma pașilor Lui. Nu după povești, nu după alte povestiri. Este Cuvântul lui Dumnezeu care ne călăuzește și care ne-a chemat la viață. Doamne, îndură-te de poporul Tău. Sunt vremuri tulburi. Nu ne mai înțelege voi, frați, între noi. Într-un orășel 3, 4, 5 biserici. Nu ne mai putem uni pentru că nu suntem călăuziți de același Duh. Căutăm interesele noastre, căutăm lucrurile noastre. Dar am primit la Hristos. Când El este unitatea, cel ce crede în Domnul, cel ce se lasă călăuzit de Domnul, va propăși. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune. Domnul ne iubește atât de mult. Din pricina aceasta El ne vorbește. Ne vorbește când într-un fel, când într-altul. Doamne, dă-ne putere să luăm seama la Cuvântul Tău. Doamne, dă-ne putere să cercetăm, Doamne, să cugetăm la Cuvântul Tău, fie prin descoperire, fie prin predică, fie prin Cuvântul Tău din Sfânta Scriptură. Dă-ne, Doamne, putere să-L punem în inimile noastre. Să fie o călăuzărie pentru noi. Îi mulțumesc Domnului pentru că a fost de partea mea și este de partea mea. Am văzut că a trecut printr-o încercare, printr-o problemă. N-am spus nimănui Lui cu două zile înainte de mi-a se întâmpla, am spus soției mele. Dar în tot acest timp am rugat Domnului și mi-am pus nădejdea așa, nu vreau să apărez la niciun om. Nu vreau să spun să cer ajutorul nimănui. Indiferent ce se va întâmpla, eu știu fi voia Domnului. Și am plecat încrezător. Cu zi înainte Domnul mi-a vorbit. Și a descoperit și a spus să nu mă tem, El va fi cu mine. Și mulțumesc Domnului că mi-a dat biruință. Dacă ne vom încrede în El, dacă vom pune cauzele noastre în brațul Lui, dacă vom pune familiile noastre în mâna Lui, problemele noastre, Domnul va fi de partea noastră. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și vreau să facem o rugăciune pentru cauze. Să ne rugăm pentru cauza Bisericii și să intrăm cu mulțumire înaintea Lui Dumnezeu.
pentru cuvântul și pentru păgăduințele pe care le-a făcut în locul acesta. Eu cred și cred din toată inima și știu că Dumnezeu nu va ține și voi fi pe picioare și voi fi în locul acesta. În locul acesta va fi plin și Dumnezeu va lucra în locul acesta. Să-i întreb cu mulțumire, să-i mulțumim pentru păgăduințele Lui minunate. Eu știu că Dumnezeu va intra și în casa noastră în continuare și va lucra în familiile noastre, în neamul nostru, așa după cum Dumnezeu a făgăduit. Eu știu că a fiecare dintre noastre Dumnezeu a făcut făgăduințe și promisiuni. Eu știu că El cel ce este Cel ce împlinește ceea ce făgăduiește. Să-i întreb cu mulțumire. Aș vrea să ne rugăm pentru locul acesta, să ne rugăm pentru Biserica Lui Hristos de pretutindeni, să ne rugăm pentru frații care sunt puși în slujbă, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să le dea lumină, încăruire, să fie călăuziți de Duhul și să facă voia Domnului în toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dar omul se lasă călăuzit de Duhul Domnului, lucrarea va propăși. Să ne rugăm să simțim pentru locul acesta. Amin. Să vărsăm lacrimi și să-i spunem Domnului, Doamne, avem nevoie de rugirea ta, de călăuzirea ta. Și dacă facem lucrul acesta, Dumnezeu va lucra. Amin.